Klaus Iohannis, înainte de întâlnirea cu Viorica Dencil, PSD are tendința de a da vina pe BNR Video. Presubliniereintele Klaus Iohannis a criticat joi, la Baku, existența unei tendințe accentuate în rândul PSD de a responsabiliza Banca Națională a României pentru nivelul ridicat al inflației, sublinierei pentru presublinierea dobânzilor. Dacă observăm declarațiile făcute sublinierei de membri ai guvernului sublinierei de nemembri ai guvernului la televizor, atunci putem să constatăm că există o tendință accentuată în rândul PSD de a arunca vina pentru inflație sublinierei pentru cresublinierea dobânzilor în curtea BNR. Există, în acela sublinierei timp, o încercare la BNR de a explica măsurile pe care le-au luat ei, a afirmat Iohannis. Eful statului a declarat, la finalul dezbaterii cu tema viziunea tinerilor pentru viitorul României, ce BNR trebuie să rămână o instituție independentă din punct de vedere politic, aceasta fiind o condiționalitate impusă de Uniunea Europeană. Dacă veni vorba de BNR, eu cred că trebuie să înțeleagă toată lumea, inclusiv guvernul, PSD, presublinieredintele Camerei Sublinierei a sublinierea mai departe, ce cea mai mare calitate a BNR este independența. Este o condiție esențială de membru în Uniunea Europeană. BNR trebuie să fie independent. BNR nu trebuie să fac politic guvernamental, dar pe de alt parte, sublinierei asta le-am scris sublinierei în comunicat, este evident ce trebuie să vorbească sublinierei trebuie să încerce, în măsura independenței fiecruia, să sublinierei armonizeze politicile în interesul României, a adăugat Klaus Iohannis. Acesta a precizat că vineri va avea o întrevedere cu premierul Viorica Dencil pe tema armonizării politicilor BNR cu politicile fiscale guvernamentale,